școală, dar harul său l-a făcut faimos în țară și peste hotare. De origine romă, Sandu Ciorba a fost, după cum spune, cel care a cântat pentru prima oară muzica etniei sale în România. Vocea lui, despre care unii spun că ar fi un adevărat fenomen, și stilul original i-au adus un succes enorm și milioane de vizualizări pe internet. Cu toate acestea, celebrul Sandu Ciorbă nu a vrut să dea niciodată vreun interviu, iar în ciuda faptului că cele mai mari posturi TV din străinătate i-au cerut să vorbească, el a refuzat. Astăzi, în premieră pe un post de televiziune, Sandu Ciorbă face dezvăluiri despre viața petrecută în comunitatea romă, despre familia sa numeroasă, dar și despre muzică. Nu sunt fenomen, sunt un simplu muzicant care... Am muncit mult pentru stilul meu, fiindcă iubesc stilul meu de muzică. Ce stil de muzică? Țigănească, românească. De când eram copil mic știu să cânt. Te-a învățat cineva? Nu. Cu un stil original în muzică, dar și cu o filosofie proprie de viață, Sandu Ciorbă își duce traiul după propriile reguli. Cum cântai? Cum era acolo la voi acasă? Eu sunt sălăjean și am crescut în Timișoara. În Timișoara. Și cum era la voi? În cartier? Acasă? În vecinătate? Cântai da. La școală, la grădiniță, cum? La grădiniță n-am fost. N-ai fost? Niciodată. La școală? Nu cred că exista grădiniță pe timpul ăla. Probabil, da. Prin 1800, că m-am născut eu. Apropo, câți ani ai? Eu? Da. Mulți. Câți? Sunt mai tânăr decât prima oară. Cu câți ani? Cu vreo 7. Cu vreo 7, e bine. Deci înseamnă că ai vreo 46-47 de ani, nu? Cam așa. Un pic mai mult. Da. Mulți înainte. Dar cum era când erai tu copil? Cum cântai? Cum ți-ai dat seama și cum și-au dat seama cei din jurul tău? Că ești un copil dar, foarte talentat. Dar nu m-a interesat dacă și-au dat seama. Nu te-a interesat? Tu cântai că-ți plăcea? Da. Nu m-a interesat juriu și părerile nimănui. Eu ce auzeam cu urechea puteam să cânt și eu. Să reproduci? Da. Și atunci eu m-am văzut cântăresc de la 5-6 ani. Eu cream emoții când cântam și la vârsta aia. Edică la mării, dai moșa, vale, moro, male, dai o puro, papu. Dai e mamie, ciorni, pele, nască, dai mori. Cânteam în neamurile mele, cânteam în familiile în noastre, în comunitatea noastră țigănească. Da. Nimeni nu este interesat de talentul tău, în sensul adevărat. Nimeni nu te ajută, în sensul adevărat. Copilul tău, dacă ar avea un talent, străinii nu l-ar ajuta nimeni. Părinții poate. Singur numai te poți ajuta. Deci, practic, în toată cariera ta, nu te-a ajutat nimeni? Nu. Părinții? Părinții m-au ajutat cel mai mult, că mi-au dat viață. Ce puteau să-mi dea? Să-mi dea tonuri. Nu puteau să-mi dea tonuri. Și după aceea te-au încurajat când au văzut că tu cânti foarte frumos? Nu. De ce? Nu era nevoie. Părinții mei nu mi-au știut visul. Nu? Nu. Nu aveau timp. Dar nu, eu sunt un om mai închis. Eu nu-mi place să spun ce gândesc. Așa ușor, să-mi spun planurile mele, să-mi spun gândurile mele, că mă consider eu sunt un pic încăpățânat, știi? Și mă consider că eu știu multe, știi? Și merg pe drumul meu. Astăzi este celebru, dar Sandu Ciorbă se simte încă legat de obiceiurile și tradițiile comunității rome. Crescut de familie după regulile stricte ale etniei din care face parte, artistul își amintește de viața petrecută în casa părintească. Cum era la voi acasă? Ca la țigani. Cum e la țigani? Frumos. Frumos, adică? Avem vise foarte multe. Avem planuri foarte multe. Nu toate se realizează, dar visele sunt ca la cei mai nobili oameni. Deja intrăm în să caracterizez nația țiganilor. Acolo vrei să mă pui? Nu, vreau să știu cum era la voi acasă. Ca la noi acasă e ca la toți țiganii. Cum e? Dă-mi un exemplu. Deci, veneați toți acasă, cum mâncați, ce făceați, despre ce vorbeați? Păi, copilăria mea am trăit-o pe timpul lui Ceaușescu. Da. Deci copilăria mea pe timpul lui Ceaușescu nu era în roz, ca și astăzi. Astăzi copiii trăiesc în roz și li se pare că e neagră.
copilăria noastră, pe timpul lui Ceaușescu, ne bucuram de portocale, ne bucuram de banane, ne bucuram de eu știu ce, de lucruri ciocolată. Foarte mici. Deci nu... Părinții tăi ce lucrau? Mama era casnică. Mama era casnică. Evident, cu 8 copii. Și tata? Tata a lucrat în foraje, pe la acolo, prin de unde mă trag eu, din partea Sălașului, știi? Tot lucrat. O duceați bine sau o duceați mai greu? Cred că o duceam bine. O duceați bine? Cred că da. Tata era un om care plăcea să trăiască bine, dacă ne referim la asta. Plăcea să trăiască bine, era un om harnic. Nu era un om puturos. Îi plăcea să trăiască bine, nu a atins să facă averi, dar nu ne lipsea lucrurile bune care erau atunci. Asta era sever. Sever? Foarte sever. Vă punea pe toți la punct? Pe mine numai. Pe tine doar? Pe frații tăi, nu? Cum erai rău? Eram rebel. Rebel. Eram orice eram în stare. Adică? Eram copil rău, deci nu eram ascultător, nu-mi plăcea, tata avea cai, nu-mi plăcea să grijesc cai. Și te punea să îngrijești? Păi eu eram copilul mai mare și nu prea-mi plăcea. Îmi plăcea să umblu după fete, după cum toți copiii, ca și... Vreau să-mi trăiesc copilăria mai libertin și eram neascultător. Și dacă era mai sever, ce făcea? Mai lua nuiaua din cui? Da, îți dai seama. Eu am luat în freză. Ai luat în freză? Cu ce? Nu pot să spun că am luat bătaie ca exact ca cum își bate un tată un copil. Nu am fost traumatizat niciodată. Acum cred că nu îl iubeam niciodată. Dar poate că tata a murit de aia, poate că mi-am băgat eu în cap că am ținut mai mult la tata. Dar poate când erau în viață amândoi, nu am făcut deosebirea asta. Mama ta mai trăiește? Da. Și vorbești cu ea? Dar cum să nu? Și ți-aduce aminte de copilărie? Îi spui? Nu. Nu? Niciodată? Nu. Ea ce zice când te vede că ai ajuns atât de mare ca și artist? Îi vine să creadă? Da, eu nu mă consider mare. Toată eu lumea când te în fața consideră. Lui mama n-am cum să mă dau mare. Nu, dar ea ce zice? Când în vede că atâta lume te iubește. N-am cum să mă dau mare. În fața cu cine am crescut, eu sunt tot ăla care sunt. N-am cum să mă dau mare. Pentru că talentul, de exemplu, eu nu sunt ceva artificial. Eu așa sunt născut. Talentul meu este, asta e gena mea, așa m-am născut. Deci n-am cu ce să mă dau mare că umblu cu două picioare, că așa m-am născut cu ele. Dar mama ta ce spune când vede că ai succes? Nu știu. Nu ți-a spus nu niciodată? Nu s-o întreb. Mi se pare un lucru foarte rușinos să întreb lucrul ăsta. Da, leagă-ți mândră cățava până fac mămăliga ale. Da, leagă-ți mândră cățava până fac mămăliga ale. Știu o poveste tristă despre tine că ai aflat, erai la o cântare și ai aflat că tatăl tău a murit. Da, e adevărat. Și ce ai făcut? Ai continuat să cânti? Da, ce era așa? Am cântat până s-a terminat cântarea. După aia am spus la băieți să mă duc acasă, comunitate. Dar ei n-au crezut. Colegilor tăi? Colegii mei n-au crezut asta. Și te-ai dus acasă? Și m-am dus acasă. L-ai înmormântat și după aceea ai scos o melodie, nu? Am scos o melodie, da. Lângă fântâna de piatră. Frumos. În memoria tatălui tău? Nu am zis. Nu? Am ținut pentru mine asta. Nu am dedicat-o pentru tată. Memoria tatălui meu am considerat-o eu în inima mea. Da. Eu îmi place să fac dedicații la copiii mei, la frații mei. Sunt mulți care dedică pentru și pentru bunicilor din groapă. Nu, mie nu-mi place. Deci un om foarte modest. Așa ai fost educat? Pe modestia este cel mai frumos lucru a unui om. Cum ar trebui să fie un artist? Să umble ca gardienii prin pușcărie, ca badigarzii, sau ca și cocoșii, cum ar trebui să fie? Deci modestia este, face parte din artă. Da, lângă fântâna de piatră, da lume, stă tata meu și mă
așteaptă de lume. Dar nu-ți place să te lauzi niciodată cu realizările tale? Pe cum să nu-mi placă cu realizările? Îți place, nu? Păi am 8 copii, cel mai frumos realizat. Cât are cel mai mare copil? Cel mai mare are 20 și... Și cel mai mic? 9 ani. 9 ani? Da. Și mai vrei să faci copii? După inima mea, mi-a place să mai am 100. După inima mea, da. Mi-ar place să mai am copii. La câți ani te-ai căsătorit prima dată? La 17 ani. La 17 ani? Da. Serios? De nu m-am căsătorit numai o dată. Numai o dată? Da. Și ai rămas cu aceeași muiere? Păi sunt cu aceeași muiere, nu m-am despărțit niciodată de ea. Serios? Da. Și cu de am o relație. Vor țiganii să mă bată, mo, romale, mo. Pentru o țigancă din șatră, mo, țigane, mo. La mine îți place de o femeie, o iei și fugi cu ea dacă ți-e rușine să spui la taică-tău să îți place de... Și tu ai fugit cu ea sau i-ai spus? De taică-tu. Am fugit cu ea. Ai fugit, nu? Rușine, da. Serios? Da. Și cum ai răpit-o? Ia povestește-ne, că e interesant. Păi n-am răpit-o, dragă. Am plecat. Ai luat-o de mână și ai plecat. Cum i-ai zis? Pe cum o cheamă? Pe cine? Pe soția ta. Pe care? Cea cu care ai 8 copii. Păi nu am cu una 8 copii. Păi așa ai zis că... Ai cu aceea... Am cu una 8 copii, n-ai am cu 3. Ai cu 3? Da. Dar stai puțin, deci tu la 17 ani te-ai căsătorit cu prima soție, da? Da, am 4 copii. Ai 4 copii, da. Să-ți trească. Pe care ai luat-o de mână și ai plecat cu ea. Ți-a fost rușine, da, să le, da, spui părinților, nu? Da. Unde ați plecat? Cum a fost? Păi am plecat la ceva neamuri de-a mele. La niște neamuri? Da. Și acolo v-ați luat, cum se zice, nu? Acolo, da. Și după aceea, cum au aflat ai tăi? Păi au știut. Dacă stai într-o țigănie, se știe. Și dacă tai o găină, la noi, într-o țigănie, se știe că l-a tăiat o găină. Deci se știe orice. Dar cum era țigănia asta? Explică-mi, că eu nu știu. Ca orice țigănie. Deci dacă nu cunoști țigănie, nu pot să-ți dau exemple. Nu? Că nu știu de unde să încep. Erați o comunitate, trăiați cu toți, știați toți fiecare ce faci. Deci într-o țigănie trebuie să fii un neam. Noi suntem 80% neamuri. Dar unde dau eu cu piciorul? Voastră. Cum ai găsit-o tu pe fata asta? Bănuiesc că era mai mică decât tine, nu? Păi cu ea am crescut. Cu ea ai crescut? Da. Cum o cheamă? Nina o cheamă. Cum? Nina. Nina? Da. Ți-a plăcut de Nina, nu? Da. Și ai luat-o de mânuță și ai zis, hai că fugim în lume, nu? Sau da. Cum? Da. Și pe urmă ați făcut 4 copii. Da. După care a venit a doua soție. Păi nu suntem căsătoriți, a venit a doua... Concubină. Nu pot, mi-e greu să pronunț cuvântul, ci concubină înseamnă un cuvânt tot folosit în limbajul de judecătorie, poate. Acolo se folosește concubină. Da. Deci a doua ce a fost? Dar eu, oamenii noi ca sentimente nu vedem cuvântul concubinaj, mariaj sau eu știu ce mai cuvinte. Când îți place de un om, nu-i mai concubină. Deci sau... te-ai îndrăgostit de a doua soție, hai să zicem soție, da? Cum o chema pe a doua? Pe care a doua? Păi ai zis că cu prima ai 4 copii, cu a doua câți ai? 2. 2. Cum o cheamă? Lăcrimioara. Lăcrimioara. Da. Și pe a treia? Poftim? Pe a treia? Cu asta cu care stau acum se numește Dana. Dana. Și cu ea ai tot 2? Două fete, da. Două fete. Și cum a fost? Cum te-ai îndrăgostit? Ce a făcut Nina când tu te-ai îndrăgostit de Lăcrimioara? Păi nu m-am îndrăgostit așa, că am umblat în secret vreo 6-7 ani. 6-7 ani în secret? Da. Și apucați să faci copii și cu ea, nu? Numai după 7-8 ani. Și după ce s-a aflat secretul? Păi, după ce s-a aflat secretul, prima mea nevastă nu avea niciun motiv care eu, niciun cusur. Nu avea ca eu să fac scena asta. Tu mințeai tot din Timișoara? Păi eram cu familia mea. Și în ziua de astăzi sunt cu familia mea. Eu nu mi-am lăsat măierea niciodată. Pe prima? Nici pe prima, nici pe a doua, nici pe a treia. Adică ești cu ele... Ai relații bune cu ele? Le ai grijă de copii, nu? Da, bineînțeles, pentru asta trăiesc. Le întreții? Păi dacă tot ce... Dar ele se cunosc una pe alta? Nu. Niciodată nu s-au văzut? Poate pe Facebook. Pe Facebook? Poate. Dar n-au aflat, adică prima soție, Nina, n-a aflat de... Ba da. Și cum a reacționat când a aflat?
N-am recunoscut vreo un an de zile. Și după aia? Nu trebuie să recunosc. Și cum a fost când ai recunoscut? Păi a fost iad, ne-am certat, mă simțeam eu prost că o jignesc, pentru că nu merita. Că dacă merita, spuneam asta. Da. Dar nu merita femeia, știi? Și a înțeles până la urmă că tu te-ai îndrăgostit de altcineva? Niciodată nu a putea un om să înțeleagă lucrul ăsta. Deci, niciodată nu vei putea înțelege tu pe soțul tău să spună dragostea mea, m-am îndrăgostit. Și tu îi vei spune da, să fii sănătos. Îmi place. Vezi, îmi place sinceritatea ta. Unde, în ce film e asta? Spune să mă uit și eu la filmul ăla. Nu știu, mă gândesc. Deci nu există așa ceva. Nu există mulțumire. Poate, nu știu cum să spune la cuvântul ăla, că nu. Poate a acceptat până la urmă, nu? Cinstea ei m-a acceptat. Cinstea ei m-a acceptat. Dar ea se consideră în continuare soția ta? Păi este, suntem căsătoriți. Cu acte? Da. Cu acte? Da. Bun, și cea de-a doua, când a înțeles că nu o să fii niciodată bărbatul ei 100%, cum a reacționat? Dar niciodată o femeie nu este bărbatul, nu va fi niciodată 100% a nevestei lui. Nu va fi, nu? Nici indiferent oriunde ne vom duce pe drum. Nu va fi 100% a nevestei lui. Șoferii, păi de ce? Șoferii merg pe drum. E plin drumul de flori. Drumul e plin de flori. Șoferi. Adică vrei să spui că toți bărbații înșeală? Care sunt bărbați și le plac femeile, da. Și cea de-a treia, cum ai cunoscut-o? Cum? Ce? Ce a avut ea în plus ca să fie cea de-a treia și ultima, înțeleg, nu? Cinstea ei m-a făcut și pașici și ea era fată. Era fată? Era fată, da. Câți ani avea Dana? 17. 17 ani? Da. Te-ai îndrăgostit de ea? Da. Și ea de tine? Da. Și acum trăiești cu ea în aceeași casă? Da. La Timișoara? Nu, la Reghin. La Reghin? Da. Și pe celelalte două doar le vizitezi? Fac ce vreau eu. Lucrul pe care eu l-am greșit mă poate judeca numai Dumnezeu. Corect. Om pe fața pământului nu mă poate băga. Că nu m-am căsătorit, nu sunt bigam, decât că trăiesc într-un fel de păcat în fața lui Dumnezeu.